Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Educației au dezvoltat planul de măsuri în vederea implementării campaniei de prevenire a faptelor de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase în incinta unităților de învățământ preuniversitar. La nivelul unităților de învățământ de pe raza județului Suceava, pe parcursul modulului 5 al anului școlar 2022-2023, urmează să fie derulate activități preventive de către efectivele Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, Biroul Siguranță Școlară, Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității, efectivele de ordine publică din mediul urban și rural, Inspectoratul Școlar Județean și parteneri ONG-uri, asociații de elevi și asociații ale părinților. Prin activitățile preventive se urmărește informarea elevilor pentru conștientizarea consecințelor fizice, psihologice, juridice, faptelor de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase, respectiv dezvoltarea parteneriatului cu cadrele didactice, reprezentanții părinților, reprezentanții elevilor și informarea acestora cu privire la importanța, mecanismul și consecințele sesizării, semnalării, faptelor de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase, având în vedere pericolul reprezentat de faptele de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase în incinta unităților de învățământ, recomandăm părinților următoarele. Să verifice ce obiecte achiziționează copiii, tinerii, din mediul online. Având în vedere că unele dintre acestea, deși sunt promovate în diverse jocuri filme, pot face parte din categoria obiectelor periculoase și prin folosirea lor pot pune în pericol integritatea corporală, viața, atât a posesorului prin manevrare defectuoasă, cât și a celor împotriva căruia se acționează, prin producerea de leziuni și plăgi. Să verifice obiectele pe care copiii, tinerii, le poartă asupra lor sau în atunci când merg la școală. Având în vedere riscurile la care se supun prin portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. Să discute cu copiii, tinerii, cu privire la eventualele divergențe pe care le au la școală cu colegii și să lucreze cu aceștia și cu cadrele didactice pentru găsirea unor soluții non-violente de rezolvare. Să nu acrediteze sub nicio formă ideea că obiectele periculoase pot fi purtate pentru a se apăra de eventualele atacuri ale unor persoane de pe stradă, din școală. Sfaturi pentru elevi. Nu purta asupra ta sau în ghiozdan obiecte din categoria celor periculoase și nu le introduce sub nicio formă în incinta unităților de învățământ. Pentru că în situația în care ești identificat, riști pedapsă cu o amendă penală sau închisoare. Prin folosirea unui obiect periculos, îți poți periclita integritatea corporală, viața, sau poți periclita integritatea corporală, viața, a colegilor. Conflictele pot fi rezolvate amiabil, fără a face apel la violență sau prin folosirea unor obiecte periculoase. Sesizează un cadru didactic, un adult, când observi un coleg care are asupra lui obiecte din categoria celor periculoase. Cadrele didactice, atunci când iau la cunoștință că un elev a introdus în unitatea de învățământ un obiect periculos, trebuie să sesizeze de urgență poliția prin intermediul SNUAU-112 sau prin sesizare directă la subunitatea de poliție, polițistul în responsabilitatea căruia se află unitatea de învățământ.